domnișoarelor, domnilor și Mircea. Traian Băsescu a declarat în primii mei săptămâna trecută că procesul de acordare a cetățeniei române pentru persoanele de dincolo de Prut va fi accelerat. Peste 800.000 de cereri sunt înregistrate deja, dovedind că acuzațiile că România încearcă să submineze statalitatea Republicii Moldova sunt nefondate. Moldova este perfect capabilă să-și submineze singură statalitatea de bunăvoie și nesilită de nimeni. La naiba. De altfel, și președintele Voronin a încercat să capete cetățenie română. I mean, hello, asta-i foarte tare, în puii mei. El s-a prezentat la ambasadă deghizat în Leonida Lari, în puii mei, travestită mică. Deghizare care însă a eșuat când a fost nevoit să depună jurământul. Voronin a început să facă spume la gură și să țipe neinteligent. În rusa fece, în puii mei, I mean, hello, ești în travesti, în puii mei. Tot în Rusia, un cetățean a fost descoperit de doctor cu un molit de 5 cm crescut în plămâni, fapt ce-i cauzat dificultăți de respirație și tuse cu sânge. Da, naiba. Doctorii români s-au declarat intrigați, având în vedere că Ion Iliescu trăiește de zeci de ani cu o statuie de 8 cm al lui Lenin în creier, fără niciun efect secundar, în puii mei. Dăm acum legătura corespondentului nostru special la Chișinău, Cătălin Radu Tănase, cu un reportaj de la fața locului. Ah! Cătălin, ai legătura. Adelin! Da, mulțumesc, Mircea, mulțumesc, Andreea. Sunt Cătălin, sunt Radu și sunt Tănase. Mă aflu în miezul evenimentelor, aici unde eu mă simt ca peștele în mătăsă, ca peștele în apă, stimați telespectatori. Mă aflu într-o zonă extrem de tensionată, aproape de război, aș spune. Mă aflu în capitala Republicii Moldova, Chișinău, iar în spatele meu se află nimeni altul decât președintele Republicii, domnul Vladimir Voronin. După câte se poate observa, pe dânsul a apucat un bupeu artistic, s-a apucat de graffiti. Haideți să ne îndreptăm spre dânsul pentru a-i lua câteva declarații. Bună ziua! Bună ziua! Ce vreați? Să vorbim cu domnul președinte Voronin. Da, când vrea cu camera aia de aici? Ce cu camera noastră? Ce aveți cu camera noastră? Dar vreți să vorbim cu domnul președinte Voronin? Am înțeles, dar ce lege vă permite noastră să vă legați de... Vor, stoi! Ce scumenti, mă! Da, Am mulțumim din suflet, domnule Voronin, că ne-ați apărat, nu așa? Domnule Voronin, sunt Cătălin, sunt Radu și sunt Tănase, vin din România și vreau să vă... Ești român? Da, sunt român. Stai, măi, că nu înțeleg o iotă, stai nițel, mă, nu înțeleg o iotă românește, stai să o chem pe traducătoarea mea din românește, moldovenește. Tatiana! Hai, măi, Tatiana, lasă fârțul porcului, vină un coace. Da, da! Domnule președinte, ce se întâmplă acum în Republica Moldova? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Da. Ce să se întâmple, domnule reporter, este o tentativă de lovitură de stat pregătită minuțios de către forțele criminale, structurile criminale din România, spune-mi. România e de vină. Bun, aveți dovezi în acest sens? Avem dovezi? Dacă avem dovezi? Da, da, da. Sigur da. Că avem. Da. Avem. Prima dovadă este că România este vecină cu Republica Moldova. Și a doua dovadă este că un cetățean român aseară a încercat să fure clădirea Parlamentului Republicii Moldova și să-l ducă în România, măi. Da, în România e de vină. Bun, România e de vină, România e de vină, dar cine este acest român? Cine e român? Cine, da, da, da. Potrivit cercetărilor făcute de miliția noastră, de poliția din Republica Moldova, a reușit că acest cetățean român, da, e născut în 1952 la Odăbești, și pe numele lui, el se denumește Veniamin Netanyahu Ierusalim. Da, e român și România e de vină. Da, bun, ciudat român. Alte dovezi mai aveți? Avem alte dovezi? Mai avem dovezi? Da, da, da. Desigur că doar nu suntem absurzi. Bineînțeles că mai avem alte dovezi. Uitați-vă dumneavoastră aici. Aici, dacă aici. Vezi, domnul report, uitați filmat. Haideți să facem o panaramare, Albert. Așa, uitați-vă ce inscripții în limba română. Uitați-vă câte da. Chestii subversive. Ia uitați-vă. Păi bun, sunt chestii subversive. Totuși, dumneavoastră le-ați făcut, domnule Voronin. V-am văzut adinar că dumneavoastră ați făcut acest graffiti. Dumneavoastră le-ați făcut. Da, da, da. Că le-am făcut eu, asta vreți să spuneți? Păi cum aș putea, domnule, când eu nu înțeleg o iotă românește, domnule? Deci eu citeam îngrozit adineaurea când am văzut așa ceva. Cum aș putea să le fac eu? Nu, România e de vină. Bun, asta am înțeles. În concluzie, dumneavoastră aveți un singur român drept dovadă. Iar nu dacă... e un singur român? A, nu este, nu este. Imediat vă arătăm. Igor! Eise. Cuznețov! Pașon la țărbinca, măi! Ia uitați. Acești doi cetățeni români
Sunt cetățeni români. Sunt cetățeni români, domnule reporter, sunt din Caracal. Dacă vreți să discutați, să întrebăm. Da, haideți să întrebăm. Sunteți români, vreți să transmiteți ceva celor de acasă, din Caracal? Când ai la căzi? Când ai? Bună, domnule, E ca să vedeți și dumneavoastră cum se vorbește în Caracal. Asta este. Da, bun. Stimați telespectatori, o ultimă întrebare pentru președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Domnule Voronin, ați fost acuzat de fraudă, spre exemplu în Chișinău, care este fieful opoziției. Dumneavoastră ați ieșit la mare distanță. Cum e posibil? Ați făcut fraudă. Da. Fraudă electoral? Vladimir Voronin? Niciodată. Lumea mă iubește foarte mult în Republica Moldova. Domnule reporter, chiar astăzi de dimineață, da, s-au renumărat voturile. Și a ieșit ca mai multe voturi decât prima dată, rețineți ce vă spun. Totuși, domnule Voronin, cum este posibil, nu-i așa, să numeri atâtea voturi într-o singură dimineață? Cum e posibil asta să numeri? Păi foarte posibil, nu v-am spus că lumea mă iubește. Bineînțeles că s-au numărat voturile, dacă să știa rezultatul ăsta, dacă știau să numere. V-am spus că avem numărători foarte buni. România e de vină, da. Da, România e de vină și noastră sunteți un fraudator ordinar. Stimați telespectatori. Nu mai puțin, domn reporter. Igor, bagă-l pe domnul în portbagaj. Îți dă să pașor. Nu mai loc în portbagaj. Nu mai loc în portbagaj? Igor, bagă-l și pe Cuznețov în portbagaj. Nu, nu, tovarșul Voronin, nu pe soțul meu, vă rog, vă rog, nu pe soțul meu. Soțul tău, Tatiana? Da, da. Bagă-l și pe Tatiana în portbagaj. Tovarăș, nu pe amanta mea, te rog frumos. Tatiana e amanta ta. Haideți cu Mircea Rapa, dacă poate. Haideți cu Mircea. Mircea, Andreea, vă rog. Îi luăm și pe Mircea și pe Andreea. Nu mă lăsați aici. Nu, dar vă rog, nu mă lăsați aici.